Patronatele din construcție atrag atenția autorităților în privința stadiului în care se află acest sector din România. Aceștia cer măsuri urgente din partea decidenților politici și vin și cu o listă de măsuri care, în opinia lor, ar preveni închiderea șantierelor și exodul forței de muncă. Federația Patronată Rol Societăților din Construcție a lăsat un avertisment către decidenții politici din România în condițiile în care aceștia consideră că sectorul construcțiilor este foarte grav afectat după crizele ce au agresat în cascadă sectorul în ultimul an. Vicepreședintele Federației, Irinel Gheorghe, a declarat într-o conferință de presă că prețurile materialelor de construcție au crescut cu 60-80% în februarie 2020 comparativ cu septembrie 2021. Astăzi suntem într-o situație fără precedent. Dacă vorbim despre septembrie 2021-februarie 2022, creșterile în medie ale prețurilor materialelor de construcție sunt între 60-80%, nu sunt 20%, nu sunt 50%, ci sunt la acest nivel. Gândiți-vă ce înseamnă aceste creșteri pe un flux al unor contracte de atribuire care încep cu studiu de fezabilitate și se termină cu faza emiterii primei facturi ca unitate de timp, a afirmat Irine. Gheorghe. Acesta a arătat că actuala criza materialelor prime este unul dintre cei trei factori care au generat creșterea prețurilor. Alți factori care au determinat această evoluție ascendentă a prețurilor sunt majorarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale și transportul. Iriner Gheorghe consideră că autoritățile ar trebui să interzică exporturile de materiale de construcții, sublinind că stocurile la materialele de construcții sunt în prezent la niveluri mici.